Așa. Primul stream după o perioadă foarte lungă de timp. O să-i dăm în cap în seara asta și o să ne distrăm aici cu frații noștri de față care râd și nu mai pot de fericire. Hai, mergem unde sunteți. Dați-mi invite. Dați-mi invite să le arăt. Să le arătăm. Nu pomezi în momentul ăsta și faci cel mai tare live din viața. Nu se întâmplă, zic ceva. Bă, în momentul ăsta trebuie să pomezi, să faci cel mai tare live. Nu. Pune tagul ăsta. Nu, nu, fără fumat. Fără fumat, că fără fumat. Fără fumat, băieții, că minore se uită. Prietenii mei aici fumați de față, vorbesc și râd cam mult. Bănuiesc că după un minut o să-și moară. Hai, ce faceți? Îmi dați... Îmi dați invite sau nu? Dodi, ai dat invite? Dodi, dă-mi și mie invite. Haideți să vedem despre ce este festul ăsta. În trecut, s-a șters. Aia să crezi tu? Dodi, dă-mi și mie invite. Ți-am dat eu acum mâinile de mai cura. Așa. Bă, zbier aici pentru fanii mei. I'm Levi. Cine-i I'm Levi ăla, mă? Dă-i click la I'm Levi. Că nu poți să intre ăsta. Zice că... Și pune-l... pune-l pe hard. Da, și pune-l pe hard. Dar ce, e greu rău de tot? Da, mulțumesc, n-am putut să intru din cauza că e full. Așa se întâmplă când joci online cu prietenii tăi drogați, cam așa se întâmplă. Le intră străini în squad și main-ul rămâne pe din afară. Păi tu ești străinul, fraiere. Acum, din cauza unui drogat, mai stăm 20 de minute în... În loading screen. Hai că stau acum în loading screen toată noaptea. Dar stau în loading screen, că din cauza că era full. Acum. Acum. Doesn't not matter. Ce cuvânt minunat. Bă, nu mă mai întrerupiți, vă rog frumos, din meseri. Suntem drogați, nu mai asculta la noi, du-te dracu, să te-ai fută în gură. Nu mă mai întrerupiți din meseria mea de bază. Numele tău acolo ceva, nu știu ceva, e dubios. Bă, ăsta-i numele meu, frate. Bă, dar ce aveți... Ceva nu dă bine, așa ceva, parcă e ucigașul mort, frate, deci... Deci, auzi, capitanul a fost, el să devină ucigaș, dar el a murit între timp și acum e mort și tot vreau. Exact, Ghost Rider. Ghost Rider, n-ați auzit de așa ceva? Uitați, prietenii mei, frații mei, fanii mei, uitați cum Dodi ne taie la bani, ne dă ca la săraci. Ne dă ca la ciurucuri. Am fani că vorbesc singur, nu se uită nimeni la mine. Odată ce oamenii se uită la mine din plăcere, înseamnă că sunt fanii mei. Glumesc și eu. Bă, dar dă-mi mai mulți bani, că eu așa nu accept. Dă măcar mie, Sergiu, mai mulți bani, că eu am nevoie de bani. Păi mie, măcar... Da, mă, ia, vite, de mă dă drumul la joc. Dă-mă drumul la joc. Lasă-mă să dea lui așa 3
95% că e bine, că el a făcut toate misiunile, noi venim aici numai la ultima bucată și pula mea, nu? Na, 3D. Tu ce vrei, mă, săracule? Mă vrei tu mai mulți bani, mă, nemernicule? Bă, Sergiu, stai un pic. Dom'le, și nu ne-a scăsat pe față așa, ești, rog? Da, mă. Așa. Hai să-i dăm frumos la joc. Silvia, can you pass me that bottle of Fanta, please? Hai să vedem ce facem noi în haste-ul ăsta. Poate nu-l facem în toată seara. I hope so. Da. Voi sunteți în presiune. Tu ești sub presiune, dar eu că-s live și trebuie să vorbesc mai mult cu voi decât cu audiența. Eu zero, cine se uită la mine? Tu crezi că se uită cineva la mine? Păi da, cum o facem? Oamenii mă iubesc, oamenii mă iubesc, frate, pentru ceea ce fac. O să fie în viitor, o să fie în viitor. Speranța moare ultima. Hai băiți, one second. Ia să vedem. Aviatorul. Rămân cu aviatorul, să moară. Stai, ready to play. Ok. Este un heist care nu l-am mai făcut, nu? Nu l-am mai făcut asta niciodată. La audio tu l-am mai făcut, așa e? Așa. Noi suntem noobi la asta, nu? Nici eu n-am făcut niciodată heist-ul ăsta pentru prima dată. Nu l-am făcut. Am văzut pe internet foarte multe posturi despre Bogdan glitch. Știi, e un glitch la heist-ul ăsta. Poți să-l faci de mai multe ori, nu înțeleg. Nu m-am uitat niciodată care e glitch-ul, dar toți postează despre chestia asta. Bogdan glitch. Și dacă ăsta se cheamă misiunea Bogdan, bănuiesc că știi ce zic. Mă gândeam și eu, măcar atât. Asta e o mașină ieftină pe care am turnat-o eu. Am turnat-o fain? Hai să mergem. Mamă. Cu cazanul ăsta meu se învârte. În cazan de ăsta face bunic mi-o rachiu de prune. Așa, boasca, mamă. Pune un checkpoint, unul dintre voi. Ia că m-a călcat trenul. Da, frate, că-mi pun eu checkpoint singur tu cu voi. Eu mi l-am pus singur, frate. Așa, hai să dăm cu jocul. O seară liniștită de marți, că lunea a trecut.
Bă, băieți, mâine la ce ori veniți la muncă, la program? Hai să vedem ce facem cu haistul ăsta. Muniții, am uitat să ne-au. Bă, dar mult mai vorbesc ăsta din haist. Mamă, ce-am îndoit mașina asta de nu-i adevărat. Numai gențile ce-au mai rămas de ea. Ce haist ați făcută? Dar ce haist ați făcută? Tot ăsta l-ați făcut? Da? Bravo! Felicitări! Eu am level 23, dar eu nu m-am jucat așa mult. Weekendul ăsta n-am avut timp să intru deloc. Vreau să fac un stream ceva, dar domnișoara nu dorește să-mi acorde prioritate. Nu, fac stream pe contul meu, nu e problemă. Nu, că oamenilor le place. Bă, dar haideți-o unde vă duceți. Da, se vede că eu am ajuns aici și zice wait for your team. Hai băieții, hai că ne grăbim, suntem în presiune de timp. Trebuie să le arătăm la oamenii ăștia că facem ceva, nu doar vorba de noi. Bam! Hop! Mașina asta, dacă nu mă înșel, mașina asta e aia care merge sub apă, nu, Sergiu? Asta e, mă, merge întreg pe sub apă. Activăm modul de... Trebuie să mergem la submarin. Da. Noi trebuie să mergem la submarin, așa. Sperăm să nu murim, să o facem cât mai repede posibil, nu? Am ajuns la submarin, hai să vedem ce se întâmplă. Nu-i rău. Submarine team and the submarine. Hi.
să mă apropii de ăla, mă. You stay dry? Okay. A source on board's been leaking us intel. Go find him in the brig. If you see any sailors, shoot first. Then shoot second if they're still breathing. American agents, you are making a grave mistake. You may know me as codename Bogdan, but I am commander of this submarine. And for record, Bogdan is not just codename, it is real name. Clever buddy. We are rocking. Bă, dar ce greu moare asta, mori. Gloanțe, așa multe. Sergiu, nu te duci singur, nu vrei să mori. Hai, băi. Nu vreau am gloanțe. Am luat niște gloanțe. Bă, dar de ce nu pot eu să sar peste asta dacă vreau să sar? De ce nu pot să sar? În partea asta, Sergiu. Prea mamă la special carabin. Ar trebui să-mi iau, dar prea lazy. Bă, dar nu cred că am luat-o bine, Sergiu, că pe aici pe unde mergem. Ai luat-o pe aici, era o ușă. Ce-ai făcut? Ai murit? Ce-ai făcut? Te-ai omorât? Sergiu, de ce m-ai lăsat? Dar tu crezi că noi nu fac... Tu crezi că noi nu facem nimic, Ateni? Bă, de-aia am tras la asta încă. Hai, Sergiu, cât salvezi eu pielea, ca de obicei. Da, când vreodată vei fi bun, că tu joci 2 ani și tot nu știi ce cu tine. A, mă, e cu din astea deja. Calmează. Dă-mă dacă vrei, că-s bun. Mă mențin. Sergiule, cine nu l-a luat-o bine, eu sau tu? Hai că vin. Da, mamă, încă sunt jos. Păi, hai, păi eu eram aici, aștept să vin acolo. Deci, tu nu erai bine. Unde trebuia să mergem, mă? Uite aici, unde e punctul ăsta alb. Uite aici.
urcă. Bă, de ce nu mă pot urca pe scara asta? A, bănuiesc că e sub noi, Sergiule. Ai răbdare, contactul e sub noi. Ori deasupra noastră. Stai. Hai pe aici. Hai să vedem unde e contactul. De ce nu găsim contactul? Cred că e sub noi. Sergiule, plimbă-te pe acolo și încearcă să faci contact, să găsești contactul ăla. Deci jos aici nu-i contactul sigur, Sergiu, că nu mi-apare pe mapă, deci sus acolo era pe undeva. You Mr. Hertz, people? He promised me passport and job in Vale of Silicon. L-ai găsit, Sergiu? Gata, am luat, am scos foto. Așa, băiat. Wait a minute, wait a minute. Wait, wait, can we calm down for just one minute? Calm down, calm down, că te rupem. Look, you look very much like you have wrong end of shit. You've got. Ce vorbește rusnacul ăsta? Ori serb sau rus? Nu pot să-mi dau seama. Listen. I'm listening. Sure. I would like to destroy America, control Russia, and destroy fabric of civilization as we know it. But these are all piping dreams. I am here to help solve real problems. You a real problem. You're doing dirty work. Cu cine vorbește rusnacul ăsta? Nu înțeleg cu cine vorbește. S-o liniștit acum, Sergiu. Nu mai este nervos. Ia uite, fumează o țigară. Și eu m-am oprit o țigară. Ce sincronizare perfectă. Parcă știam. Vorbim aici cu un rus, acum zice, vă rog frumos, lăsați-mă, stai, nu mai dau, stai că mă doare, post rus, stai, nu mai da, post rus, dar n-ai tăcut, putuz. You're welcome. Ce face asta? Ăsta se scarpină în fundă aici rea pe live-ul meu. Bă, dar ce submarin profesional, n-am văzut atâta performanță în viața mea. Da, frate. Mă gândeam să-mi iau și unul de ăsta să țin găinile în el. Trebuie să ajungem la Avengers-ul ăla vostru. Acum venim la voi. Ce noată asta.
Ce notă ăsta, bă. Eu cred că ăsta din GTA 5 a fost scafandru de meserie, Sergiu. Eu am și la suprafață, vreau să vreau. Bă, dar nu mă mai pot... Da, trebuie să venim la ăla. Trebuia să merg pe sub apă, dar... Nu mai știu cum să intru sub apă, zic sincer. Sergiu, intră sub apă. Mai bine așa, poate trage cineva în tine. Bă, dar unde sunteți? La mal aici? Hai că acum ajung și eu. Acum ajung și eu, băieții. Bei cu ăla, cred că ai mată de ruginete. Fanta. Să fiu fantastic. Să fiu fantastic aici în live. Și pișatul e galben. Dar nu mă pot urca. De ce nu mă lasă să mă urc către așa și pe Sergiu? Sau care-i treaba? Cred că trebuie să vină și Sergiu, că nu mă lasă să mă urc înăuntru. Barca e a ta, Sergiu? Tragă-n ea. Am bubui barca. Bine că nu ne-o dat mișe în fel, dar să vei, era... Da, fo... Pe acum mă las și pe mine că a venit el. Păi el e bossul heist-ului, bănuiesc că el trebuie să intre primul, nu? Respect. Hai că am intrat să trag în... Păi da, intrăm toți acum să tragem în ei. Tu ai intrat aici? Hai, intră eu aici. Ok, we are trying to survive. Dar cum schimbă asta camera? A. Dar cum îl schimbi? Am un sit așa de nașpa. El îți schimbă camera, îți dă cu zoomă. Păi da, eu ziceam să schimb, dar nu cred că puteam să schimb în momentul ăsta. Avon's
Acum ai descoperit. Și eu, și eu. Cine trage cu așa ură? Vreau să trag și eu. Ce se întâmplă dacă trag în elicia noastră? Trag în elicii? Hai bă, live aici să vadă oamenii ăștia de ce suntem în stare. Eu mi-am luat și din ăla, cum se cheamă, nu mai știu, cargo din ăla, pentru birou. Dar cargo-urile alea sunt foarte aproape de biroul tău, puștule. Durează un minut să duci package. Hai că mă uit eu. Mă uit eu, puștule. Știi unde trebuie să cobori? Pe aeroport. Lângă aeroport. Mai ai. Da, mai ai de mers un pic. Da, pregătește. Vezi să nu-l explodezi la... Eu am ieșit de la manetică, nu-mi place. Mă duc să-l văd pe puști cum pilotează. Pot să mă duc? Așa, bă, băiatule. Bravo, tipule. Cred că trebuie să-l bagi aici în... Hai că ies eu din el. Stai, bă, că mă omori. Eu am ieșit din el, puștule. Vezi numai să nu aterizez pe mine. Vreau să zic eu unde e punctul ăla. Dar e înăuntru aici, sigur. Hai, oprește-l aici, ăla, că să intru înapoi. Ce frâni are. Încetul merge și ăsta urcă-te mai repede că mă prinde acum nervii pe tine, știi? Exact aici. Well done, boys. Nu, a fost haste-ul. Asta a fost haste, nu a fost etapa. I decided to be nice to someone. It turns out he wants to destroy humanity. This is all your fault. My career is in ruins. Ruins. Our planet will be in ruins. Ăla e agent Fortina. Ce caută la aici? Suntem peste tot acasă. Porțile ni se deschid. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist. Good luck. We don't need luck. I always wanted to say that between us, we are completely fucked. Meet me back at the facility. I'll be in contact when I have a plan. Well, pe mine mă cam enervează Lester ăsta, că vorbește cam agresiv așa cu noi. N-am văzut. Ah,
Dar de ce e first time bonus? Ți-o dați ei? Am făcut level 25. Bravo. Dar ce ai făcut tu? Două level ai făcut? Am avut 142.000. 142.000. Asta mi-a luat. Tu cât ai luat? 135%. Păi și tu cât ai luat? O 25%. Da. Dacă suntem 4, 235%. Care să urcăm? Hai băieți, urcați-vă. Vă dă la o plimbare. Hai. Urcați, frații mei. Hai bă, urcați. Urcați-vă. Ce-s cu gențile alea acolo? O, de, intră ăsta, bă, dar de ce ești așa agresiv, bă, Tordai? Nu. Nu explodează, dar nu mai trage. Păi dar tu mai ieși din primul. Uită-l ce-mi explodează mașina, mă. Mamă. Două stele am din cauza ta, Dordai. Am sărit în cap direct. Hai. Acum sunt din prieteni. O dăm la păcat. La care după ce scăpăm din gap, ne rezolvăm noi treburile. Sorry. Claudiu, mă poți duci undeva? Poți să mă duci aici? Eu mi-au elicopterul ăsta și fug. Uite, l-a luat el. Dar nu mai este... Nu mai este altul? M-a omorât. Dar avionul ăsta mare, portocaliu, nu pot să-l iau? Nu pot. Mamă, vin ăștia cu elicopterul după mine și eu nu am nimic, frate. Nu apuc să ajung la avion, cred că mă omoară. Nu, lasă că ajung la un avion și eu, dar nu știu dacă apuc să ajung. Asta e... Asta e... Asta cum îi zice... E drumul de viață și de moarte. Uitați-vă la mine cum fug și încerc să supraviețuiesc acestei crize de... Nu știu ce să zic, de avioane în aeroport. Bă, eu mă duc să iau checkpoint-uri din alea cu cashier pe mea un avion și fac un ban. Atrag ăștia cu avionul mini, cu elicopterul, dar nu mă nimeresc că sunt prea bun. Nu-mi fac față, nici spate. Fugi, scandal. Ești atât de aproape, ultima 100 de metri. 50 de metri. 30 de metri. Champion. Ioară champion. Am luat elicopterul, Clau. Doar dai. Am luat elicopterul. Dar îți dai seama că v-am pus pe toți pe voi pe live. Voi chiar credeți că nu v-am pus pe live? Dezbracă-te!
De... Cât mi-o dată? Bă, dar îți dă bine checkpoint-urile astea. Le iau și-o în drumul meu spre casă. Hai să facem checkpoint-uri, să facem bani, să facem parale. Bă, ce l-am ratat la milimetru. Bă, dar cât de multe spinorașe. Cât de multe și eu le ratez pe toate. Ne-a dat invite? Stai să mai un checkpoint. Acum. Vă place hardcore, eh? Dă-i, bă, să jucăm hard, să jucăm mai greu. Cu ăsta l-am făcut fără nicio problemă. Da, bă. Mai ales live. Să ne vadă toată lumea cât de retard suntem. Tot hard. Puștiu. Tot hard am pus pe live, de asta am avut 50 de view-uri. La ultimul videoclip am avut bine. Să vezi la ăsta. Prietenii mei, frații mei, cunoștințele mele, fanii mei, cum să vă mai zic, audiența mea, dragii mei prieteni, ajutați-mă cu un subscribe. Chiar mâncam o mandarină acum. Live. Tu îți dai seama cu ce gust are mandarina asta când o mănânci live? Nu știu, frate, parcă e mai acră. Adevărat. O să mănânc mâine când nu mai am mandarini, mă uit cum am mâncat o reloare. You don't want any problematic negativity. George, eyes left. Watch that guy. No, we don't. Not anymore. We cannot afford any additional lawsuits. Well, our acquaintances here look innocuous enough. And from what I understand, they can handle themselves. So how about we take a little tour and deal with any miscreants? Miscreant. Interesting word. Very. What would you like me to call the assholes the Duggins pay to start fights? Whatever you like. Eu am intrat cu parașuta, că eram în avion. And next time, how about not letting them in? Shall we perambulate around the campus? Before you go, anyone for a little champagne? Am observat. Așa de prezență în fața la oamenii ăștia, n-ai un pic de respect. Unde mă duc? Dependentule. Bă, dar eu dau la... Bă, hai să... Bă, dar ce face ăsta, bă? Ia uita-l, mă! Ce agresiv e ăla! Ce agresiv e tipii ăștia, mă! Iau! Mamă! Hai,
Hai băieți, hai. După. Vă dați. Ce șmecher merge. Asta e bună ideea de oameni profesioniști. Eu i-am ajuns, l-am ajuns. Ui, vezi că ăștia trag în mine. M-a omorât. Da, hai, veniți. Ce le dă scandal, vezi că mai vine o mașină, acoperiți-mă. Bă, dar de ce muriți? Ce v-am zis eu vouă să nu mai muriți? Salutare tuturor, uite că oamenii... Am trei oameni care se uită la mine în momentul de față, băieți. De ce nu sunteți voi mai recunoscători, mai bune, mai buni? Păi da, stați... V-am mințit. Hai, o, ce faceți? Hai că... Bă, dar mă omor ăștia, au venit trei mașini. Da, m-ați lăsat pe mine singur cu ăștia. Da. Tot voi ați murit. Bravo, băieți. Bă, băieți. Da. Bă, ăsta m-a făcut praf, frate. Bă. Vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos. Dați-vă puțin interesul, băieți. Eu mă băteam... Eu mă băteam acolo cu trei mașini și voi ce faceți? Chiar nu vi-e rușine un pic? Nu aveți... puțină disciplină, puțin stil de joc. Păi i-am dat, auzi Claudiu, i-am dat la unul cu homing launcher-ul ăla și după aia m-a călcat altul. Hai să ne urcăm câte doi pe motor, bine? Conduc eu, Claudiu, urcă-te cu mine. Hai Claudiu. Bine, hai. Hai. Dă-i Claudiu. Ui, ce dau ăia din spate, e de nu-i adevărată. Eu sau tu? Eu conduc, Claudiu conduce. Tocmai l-ai făcut pe Claudiu slab. Hai că spun încă un checkpoint, Claudiu, dă-i în față. Dă-i că-i vezi. Claudiu, dacă ai putea cumva să parchezi în fața lui să-i dau cu agheul, să-i dau cu agheul, să-l arunc în aer, dar cred că ne trebuie o mașină aia, bănuiesc. Da. Asta mă gândeam și eu, dar uite că s-a oprit. Oprește, Claudiu. În partea aia altă, Claudiu.
Stai că mă dau jos. Hai, hai în partea alta, hai. Dă-i în partea alta. Bravo, Claudiu. O deschis poarta, hai după ei. Hai, bă, doar eu trebuie să... Bă, băieți, bă, bă, nu mă lăsați singur. Bine, măcar că ne dă câțiva bani și respect point. Mă fac de... Ia auzi, Claudiu, ai auzit ce zice despre noi? Adică timul nostru e varză și ei zbuni, vor să zică, da? Hai să le arătăm noi acum. Claudiu, stai pe motor la mine și punem tu checkpoint-urile, să mai conduc și eu un pic. Hai să le arătăm noi lor cum se conduce. Hai aici. La hanoracul roșu. Da. S-o strica Trevor. Dar ce, vă, Claudiu, cu mine nu face echipă bună? Păi da. Ce vrei să faci? Asta e, se mai întâmplă. La, a, deci vrei să acum să zici că eu nu-s bun sau cum? Măi, mie îmi place să conducă. Ia uite ce dau aia noi. Asta ce face să bagă în fața noastră? Dar nu vedeți checkpoint-ul lui Claudiu? Cum de? Vine înapoi pe aici? Hai după el, nu mai contează. Uite aici, Claudiu, aici. A murit? Mamă, stai, stai, stai. Ce-o făcută? Bă, nu mai muriță. Nu mai muriță. Dar cum puteți să... Nu crede. Nu crede. Hai. Eu știu, dar nu o să mai pune checkpoint, eu știu deja drumul pe tine, ăsta. Eu am ajuns. Păi da. Bă, trebuie să ai un pic de încredere și să zici înainte că ai ajuns, că ai ajuns. Ca și cum te duci la un prieten acasă și zici că sunt 2 minute, dar tu abia te schimbi. Știi? M-a omorât. Mamă. Am ajuns prea devreme. Yes, Silvia. You going to...
Așa. Mă scuz, tipule. Hai să mergem. Bă, dar ce mă enervează... Ce mă enervează căștile astea, frate. Deci, un pic dacă ating microfonul, se oprește. Mamă, dacă nu-s atent. Da, și mie, mi-o dat de Eu mă opresc aici, tu pot să le dau cu AG-ul, frate, că nu se mai poate. Wow, le vin și din... Eu m-am oprit și le dau cu AG-ul. Mamă, vin și din partea aialaltă. Bă, dar vin prea mulți, frate. Hai că eu am omorât 3 mașini cu AG-ul. Mi-am făcut treaba. Păi dar nu am dat în astea negre mare. Mamă, ce stâlp am luat de... I-am prăștea sângele pe 100 de metri. Hai. Bă, dar cine-o murită deja?
din spate. Hai că vin să te acopăr, fratele meu. Mai este unul aici la colț. Morți. Duceți-vă și vin eu cu motorul. Hai că vin eu să iau. Care e acolo? Iau eu motorul și vin să iau. A, și eu am găsit. Hai să mergem. Eu am plecat, să plecați de nou. Haideți. M-ați dus roată, a? Mama, am luat-o pe drumul rău. Ca de obicei. Bă, alții trebuie să mai uite și la comentarii, frate. Păi, aveam înainte 4... nu-i rău, nu-i rău. Bă, 4 oameni se uitau mai înainte la mine, acum 3, că unul și-o zis. N-am ce face cu asta. Dar mă mulțumesc așa. Prietenii mei, frații mei se uită la mine, îs mândru. Au! Nu, ia, ci... Nu e adevărat, dar ce să zici și tu acum? Da, nu mai pute de glumele tale, crezi. Știi că o să ajung să-mi cer un autograf, puștule, într-o zi. Adevărat că tu ești partenerul meu, mă scuz. O să-l dau. O să-ți scriu autograful meu pe toți pereții din casă. Și pe cuile care le fumez. Anyway, thank you. I hope I don't have to ask for your further assistance. Da, nu-i rău. Ia uite mașină, acum nu are zgârietură. La hard, dacă îi dădeam la easy, cred că ne dădea ca la sărași. Băi, Constantin, ce mai zice? Pe unde mai ești, tipule? Top în Anglia? Vezi că dacă îmi faci vizualizări de Anglia, iau mai multe parale. Pe YouTube? Dar vezi că am distribuit și pagina mea de Facebook. Nu-i rău. Nu o auze. Crezi că eu... Nu că mi-au apărut și înainte să pun live, dacă vreau să dau share și la parte din grup și am dat nou. Ia uite-l puștule, vezi că mă audă reloare. Băi, Constantin, îmi iau 0,750 în România, dar dacă ești în Anglia și îmi faci vizualizări, iau 2,50. Nu, 2,70, mă scuz. Bani frumoși, bani de înghețată. Dă să sun să-mi iau mașina.
Bă, mai facem un heist, Sergiule? Ia uite, 5 oameni, ăsta e Claudiu, sigur. Ăștia cu care mă joc, mă, se uită la mine. Hai, du-te, Sergiule, că eu mi-am luat mașina mea, mai fac și eu o tură cu mașina mea. Da, da, da. Uite, cu ieșită la care a intrat, bă, bă, nu ți-e rușine, bă, cum să ieși de pe live-ul meu? Da, știu, bă, eu glumesc, chiar crezi că vreau să iau bani acum că am făcut două live-uri pe YouTube. E serios, măcar 5. Glumesc, nu. Fac și eu, oricum n-am. Uite ce m-a omorât unul, bă. Varta ce m-a supărat, nenorocit, bă. Poate, nu se știe niciodată. Bă. Dar m-a dat foarte departe, frate. Hai că vin. Dar stai că sunt mecanicul să-mi aduc mașina și vin și îi dau sniper. Îi dau sniper. Bring me a ride, please. Next request. Bă, dar ce-a făcut ăsta next request? Că nu mi-a dat nicio mașină, practic. Lasă, vin cu dubița. Vin cu dubița acum și-i dau sniperul ăla de urgență. Bă, dar tu te joci cu mine, bă, dar tu nu știi cine-i scandal în lumea interlopă? Păi tu nu știi, frate, că oameni peste tot în mapa asta stau împrăștiați ca găluștile. Să vezi ce-i dau, că m-o supărat ăla. Prima dată l-o omor pentru fratele meu Puștiu. Să știți, cu dedicație, și după aia l-o omor pentru mine. Dacă... Bă, dați doie! Veniți și ajutați-mă! Ăsta ești tu, bă. Dar unde e ăla? Unde a plecat? O plecată! Poliția! O plecat! Hai că-mi... Ai mașină? N-ar și mă leși... Ia-mă și pe mine! Du-mă și pe mine, stai să-ți spun un checkpoint, să mă duc și pe mine până acolo să fac ceva. Du-mă și mine până pe aici. Bă, dar mai facem un haste? Mai facem un haste? Eu aș mai vrea să mai fac un haste, dacă s-ar putea. Mai fumez o țigară. Vezi, poate până ajungem la checkpoint-ul ăla nu faci 5 stele la poliție. Cât e mașina asta cu rama asta, așa cum se cheamă? Cât? Am înțeles că ești 20 ceva de mii. Mă gândeam, cu 20 de mii nu iei nici neoanele. Mie îmi plac tare neoanele pe mașină, nu știu de ce. Bă, dar bagă-te și tu pe undeva, nu pe autostradă, că nu prea scap de poliție pe autostradă. Dar poți să ieși pe altă stradă, că se redirecționează checkpoint-ul. Da, uite că aproape am scăpat. Vezi să nu te iei ăla. La office aici, da. Nu pot să intru în office, cred că, dacă am urmărit poliția. Sau pot? Nici nu mi-apare office-ul pe mapă. Cum să nu pot să intru în casă, Sergio, dacă am intrat în casa ta când eram urmărit de poliție? Păi ești nebun, intru în casa ta și nu pot să intru în casa mea? Gata, du-mă la office, puștule. Hai să facem un cargo din ăla. Da. Eu am. Sergiu, ce faci? Ne mai dai invite on haste?
Mă, dar stai că trebuie să mă bag ca eu? Sau care treaba? Bă, de ce nu mai apare office-ul pe hartă? CEO, nu MC. Trebuie să mă registrez ca să-mi apară. Zice stop working for CEO, dar eu pentru cine lucrez, frate? Nu sunt eu CEO-ul? Nu mă înțeleg că ai treabă. Vă știți ce altceva nu mai apare pe mapă? Bancărul. Bă, ce s-a întâmplat, frate? Nu mi-apare bancărul pe mapă, nu mi-apare afacerea de bani falși. Poate lucrez pentru altcineva, frate, stai să dau și să mă înregistrez iară ca CEO. Păi, a, lucram pentru altcineva, lolă. Pentru unul, cash money. Da, dar n-am făcut nimica pentru el. Da, ce să fac, să mă întâmplă, frate. Dar n-am, cum îi zice. Auzi? N-am făcut nicio misiune sau ceva pentru el. Dar nu știu, nici nu știu cum am dat accept. Mă duc la birou să fac un cargo de asta, să văd câți bani îmi dă, că n-am făcut niciun cargo până acum. Ce bă, nu știu eu? Bă, numai 4 oameni se uită la mine, bă. Ce rău îmi pare. Se poate și mai bine, băieții, se poate și mai bine. Vă mulțumesc pentru vizualizări și pentru alea. Vă pierdeți timpul cu cineva ca mine. Dar să știți că nici eu nu sunt chiar așa de rău, pe cât par. Vehicle cargo. Okay. If you want to start trading, you're going to need warehouse space to store the cars. See what's on the market and make your purchase. Enter your nightclub. Okay, we're on. Go and collect the goods. I'll be in touch if anything crops up. Good luck, boss. Okay. Mă duc cu elicopterul să-mi bag mințele dacă nu. What's cooking? Let me know. What can I do for you? Mă duc cu elicopterul. Normal. Sure. It's on the way to the helipad. Must be. Hai să-l facem frumos, nu știi, băniet. You got the pickup point on your GPS? Okay. All looks cool from here. Just collect the goods and bring them to the warehouse. Alright. Mă duc acum. Nu simt că aia merg cu package-ul, că eu zbor cu elicopterul și aterizez pe mașina lor dacă mă supără. Unde sunt ăștia, frate, cu pachetul pe autostradă? Lăsăm. Sunt
Mamă, m-a luat unul cu tirul înainte când vreau să parchez elicopterul pe autostradă. Bă, dar ce bine am parcat și eu, ca un profesionist. Acum am adus eu marfa. Puteam să parchez și mai bine, dar ce mai contează. Am luat mașina tipului ăsta și îi dăm frumos. Da, depinde ce ești, că dacă ești CEO, trebuie să... nu poți să fii din ălalt. Știi? Gen, dacă ești CEO, nu poți să fii MC. Și chestii din astea, înțelegi? Sau dacă lucrezi pentru mine, gen, ca să... Atent că s-a dat world map signal din ala. O să vin oamenii și mă omoară. Îmi dau un cap. Mă nenorocesc. Ia, e unul cu, unul cu elicopterul meu aici. Bine, e cu elicopterul meu. Măcar dacă e cu elicopterul meu, știu sigur că nu poate să tragă mine. Elicopterul meu nu trage. Bă, dar dați. Bă, dar eu trebuie să merg cu rulotă, frate, să fac delivery-le la asta. Poftim? Vezi, poate trebuie să ieși și tu, poate și tu lucrezi pentru altcineva. Apasă pe... apasă pe tabul de la... O venit unul să mă omoare. A venit unul să mă omoare, să-mi iei marfa. Mamă, și-o să-l tăi de aproape să-i fac delivery. Hai, hai, hai că poți, hai că poți. Mai am un pic, hai mă. Ce trage mine, vrea să-mi explodeze mașina. Mai am un pic să ajung. Nu very beautiful. Gata, am livrat-o. Ha! O pierdut băiatul. O încercat el o manevră acolo, dar nu i-a reușit. Păi tu încerci manevră din astea cu scandal? Tu nu știi cine-s eu? Ai văzut, Constantin, cum să faci un delivery? Cât am luat? Vreau să văd și eu cât am luat, că am plătit 18.000. Bă, în țară nu mă duc prea curând. Ok, Claudiu. Noapte bună. Nu mă duc prea curând în țară, că n-am ce face în țară. Well done, boss. The warehouse is filling up. You can send. Ce-i zis, să-ți dau invite sesiune? Stai o secundă. Că m-a sunat pe asistentul ăsta. The more stock you have, the better the price you'll get. Holding is risky. So find a level you're comfortable with and sell there. Acum să dau invite. Nu mai stai. Dar Sergiu ieșită? Nici nu o scrie iese. O zis că iese? Ah. Uite e cât pot să vând marfa. Pot să o vând pe dublu. Gen am făcut 18.000 în 5 minute. Nu-i rău. E mult mai ok decât...
Da, dar bănuiesc că trebuie să mă duc să vând iar, iar e riscul să pierd marfa. Știi ce zic? Ui, cam nasol, frate. O venit unul să mă împuște mai înainte ca să-mi iei marfa. You ready to make this sale? Get in the truck, hit the blacktop, and Dar go n-au out to the apucat. point on your GPS. If you don't run into anything bad on the way, we'll get our payment. Da, e nașpa. Știi de ce e nașpa? Că gen îți dă numai camioane din astea și pana mea și știi ce zic? Și tu n-ai ce cum să ripostezi. Mai ales când vin ăștia cu motoarele astea zburătoare. Da, nu, no, bine, că eu sunt profesionist în jocul ăsta. Oamenii mă știu, de asta mă și urmăresc. Ce facem, Sergiu, mai facem un heist? Da. Au. Dar mai invităm și noi pe cineva, vedem noi. Stai că acum livrez niște marfă să fac niște coco. Dar ce merge camionul ăsta? Mai am treabă cu el. Tu când te duce Constantin în țară? Tu știi cu cine vorbesc, că Sergiu? Știi cine s-a uitat la mine? Dar nu știu dacă-l știi tu. Vărul lui Andrei Porcușoaie, care s-a mutat el la Timișești mai târziu. Mai vine el la fotbal cu noi, gârbea. Da, bă. Din Nemțișor. Îmi tremură mâna pe controlor? Nu îmi tremură, da. Ce să fac și eu? M-am lăsat de fumat și... Mamă. Cine e? Tu l-am trimis. Păi da, intră pe Google că nu poți să-ți trimit pe Facebook link-ul. Că zice că e invalid. Că zice că nu merge, că e de asta, știi, e link. Că ăla... Nu-ți ceri, ăla că-ți arăt eu cum să faci. Uite că am vândut și marfa. Gata, bam. Puștiu, am luat 50.000. Te duci acasă de Paște, nu-i rău. Da, frate, numai cât am livrat 5 minute. Nu-i rău, nu? E chiar mult mai bine decât alelalte. Dar bine că am băgat eu 18.000. Când pare că nu pot să fur aici, că nu mi-a părea versiunea de furt, aici trebuie să-ți cumperi marfa. Dar e ok, 30.000, dar nu stai să facă marfa, poți să faci chestia asta în continuu, să spamezi la nesfârșit. Și poți să-ți faci și mai multă marfă, de acum fac mai multă marfă. Da, da, și riscul e mare. Știi ce zic? Bă, dar mă urmărește poliția, vreau să-mi pun un checkpoint. Faci, mă, Sergiu, un haste la tine în fața rebe? De ce? Păi nu poți să ne dai invite, gen. E setup de asta, nu? Stai că vinim. Și te râză.
Bă, dar nu mă mai lasă poliția, frate, în pace. Mă abat un pic de la drum ca să scăp de ei, că nu se mai poate. Când ai fost acasă ultima dată? Deci de Paște, ai fost anul trecut? Ai fost acum sau acum de sărbători, gen? Bă, nu-i rău, să știi că faci o căruță de bani, frate, așa, cu... Gen, să-ți facă și marafan între timp la AMC, știi, și să faci bani, nici nu trebuie să mai faci haste-uri. We made a sale, boss. That means we're in business. Remember, if we want to make some serious trades for serious money, we need a lot of stock. Bă, dar poți să-ți iei și special cargo ăla, cred că e și mai șmeche. Here's to us. This is how America got built. În august, a. Acum-și faci un an. Da, CEO. Eu n-am mai fost acasă din septembrie. Dar nici nu mă duc prea curând. Uf. Septembrie, în septembrie am fost. Bă, dar ce dea poliție pe urmele mele, frate, nu vor să mă lase deloc. Este un concurs să fur cele mai multe mașini, am una furată. Vreau să fur mai multe, dar vreau să scăp întâi de poliție. Fuck! Am două. Pe șapă urc în fiecare vehicul, frate, de pe drum și fur 100. Am trei. Am două stele la poliție deja. O să mai fur unul, în calitate să fac 4, să mă duc pe primul. Am 4 vehicule furate. Am câștigat ăla. LOL. Am urcat în 4 mașini și am câștigat, acum scăp 2 stele de poliție. Am scăpat. Cât cash am, mă? Nu-i rău. Am 200 și... De data asta fac cu mașina mea. Da. Frate mi-e și el tot aici. Foarte bun. Hai, mecanicule. Ce zice Constantin, îți place mașinuța mea? Ia să o vezi acum. Uite că asta niciodată. Băi, nu-i rușine la mecanicul ăsta. Nu știu de ce îl plătesc, frate, că el nu-mi lasă mașina în față ca omul. Trebuie să mă duc eu după ea. Respectă lumea, frate, nu știi că eu sunt respectat. Da, ce mă umpli de respect. Mai fac un sel de asta de cargo. Good to see you, boss. Good to see you too. Da, să iau niște snacks-uri la asta de viață. What can I do for you? Just let me know what you need.
looks like your pockets are full. When you finish what you've got, I'll give you some more. Are you sure you need more snacks? Looks like your pockets are full. Da, asta ce mă întreabă, frate, dacă vreau mai multe snacks-uri. Dacă vezi că vreau, vreau, dă-mi, că tu ești asistentamentul, nu trebuie să pui întrebări. Da, tu pe ce joci? Pe calculator? Pe... sau pe Xbox? Dar ce are lobby-le astea? Păi, și ce, eu așa dau, bă, că nu m-am omorât. Da, da, bă, motoreta aia e prea OP, frate. Câți bani face? Tare-s curios. Vreau să-mi... cel mai OP vehicul din tot jocul. Aia... dar nu e vorba de trecut, dar cine poate să te moare pe tine cu aia? Că nici cu eu nu poți să nimerești pe cineva când e în aia. Pe cum dai tu? N-ai cum, mă, pentru că ăla merge prea repede, deci vehiculul e prea small. E prea mic ca să-l merești tu, e fracțiune de secundă, înțelegi ce zic? Dar tu, ca să omori pe cineva, gen, ca să îl bombardezi, poate la poasă, ripostezi cu aieu. Dar dacă tu vrei să faci delivery cu ăla, nimeni n-a apucat să-l dea în tine. Ăla e cel mai bun pentru delivery. Xbox, eh? Da, păi noi toți avem PlayStation. Mai bine și pe Xbox, caută-ți niște prieteni cu care să joci. Ce jocuri joci? Da, bă, stai o secundă. Nu mai faci, mă, haste-uri? A, păi atunci, nu știu. Sergiu, tu ce faci acum? Aștepți la facilitate? Eu în loc... na, pe ce vrei să-ți fac domnul Tempusul? Bancărul meu e pe verde, asta înseamnă că am bani o grămadă în el. Nu? Nu-i rău. Bă, ce te... eu acum îmi fac special cargo asta. Stai să fac delivery la cargo și te ajut. Hai că acum l-am luat și te... păi știu, stai că vin, că drept de pot. Mamă, trebuie să zic că search the area for blow trails or survivors that might lead to the special... păi ești nebun. Ce că trebuie să... trebuie să caut. A, uite că am găsit-o. Hai că am găsit. Acum trebuie să mă... ba, ești nebun? E bine că nu vine la mine. Dead, Red Dead Redemption ăla, și eu vreau să-l descarc, dar... cum îi zice? Am fost jocul la descărcat, dar e cam mare. Am descărcat Fortnite-ul între timp. E ceva de capul lui Pușture? Băi, e ok jocul. Nu-i chiar penal, penal. Nu-i chiar așa complicat. Știi, Pușture, când vineam la tine acasă și mă jucam Fortnite la tine? O să fac un live și de pe Fortnite. Da, nu acum. Dar nu poate să te ajute dacă nu-i dai invite. Ia că vine după mine să mă omoare acum. Cine râde la urmă râde mai bine, bănuiesc, eh?
cu motocicletă. O venit după tine acum? Serios? Aș juca cu tine, Constantin, dacă ai avea și tu astea, cum îi zici, PlayStation 4. Te omoră, te? Dar cum vezi că ți-s... Ia, că vine unul pe mine acum. Băgam iaș. Te rog. Bă! Mai am un kilometru mai am de mers. Nu. Scap. Am livrat. Bă, să știi că mulți au zis că își vând Xbox-ul pentru PlayStation. Acum poți să ce părere ai. Ia auzi. Știu ce zici. Cam la toată lumea îmi place un PlayStation, nu? Textura, mă refer. Xbox-ul e un pic mai pentru copii, știi? Xbox-ul mai mult pentru copii, da, da, da. Am livrat... Da. Știi ce? Și mie îmi place PlayStation 4, nu știu. Adică... PlayStation 3 nu m-am jucat, dar m-am jucat pe Xbox 360 și nu mi-a plăcut. Și nici Xbox One-ul. Wow. Da, e foarte... Ai văzut că ai... Nu știu cum... Ai în perpendicular alea, știi ce zic? Joystick-urile. E cam ciudat așa. Și dacă ții un joystick pentru calculator, e tot ca pentru PlayStation 4, normal, știi, de asta zic. Mă, bine, trebuia să facă ceva diferit, că altfel nu mai era diferență între ele, știi? Bă... Constantin, deci noi te sfătuim să-ți iei PlayStation 4 să te joci cu noi. Dar între timp nu uita de subscribe. Oricum, cred că deja mi-ai dat, că altfel e imposibil să mă vizionez așa mult și să nu-mi dai subscribe. Mulțumesc, tipule. Dă-și tu un share dacă dorești. Bă, să fac transportul ăsta, am făcut un crater și mai am două de făcut ca să fac transportul de cargo. Crater, frate, tot ăla-i. Română. Da, bă. Știu. Crezi că nu mi-am dat seama, Varta, că fac pic la oladă, nu-mi dau seama, da. Da, bă, da. Așa sună mai moldovenesc. Bă, da, da. Știu ce zici tu. Dar in the meantime, cred că vine la și mă omoară. Panorama la cu... M-a omorât unul. Mi-am pierdut craterul. O distrus craterul. Bă, da, m-a așteptat direct acolo, e. Mi l-a distrus pe amândouă. Bă, da, m-a așteptat direct acolo, frate.
Deci dă ăsta. E ăla cu motorul. Ăla cu motorul m-a omorât. Eu? Ăsta cu motocicleta, văd că e prin zonă pe aici, nu vreți să mă lase. Mulțumesc că... Nu pot să dea agheu, pentru că ăsta cu motorul ăsta face prea repede, nu știu cum, dispare prea repede, că n-a pus să-i dai. Las cargo ăla acolo. Mă duc la bancă. Dar mai bine ar fi să schimb sesiunea, dar între timp... Da, dar n-aș mai schimba sesiunea. Trebuie să ieși din joc și să intri iară ca să schimbi sesiunea, bănuiesc, nu? Da, intru în sesiunea ta, dă-mi invite. Las, frate, că încerc așa, dacă poate să pun. Dar ce m-a omorât ăla. Constantin, cât timp de live am deja? Că nici nu m-am uitat. Cred că am făcut. Am 2 ore, pe puțin. Cred că ar fi cazul să opresc live-ul și să mă mai joc un pic așa, că e cam e dimineața acuși. Poftim? Bine, Sergiu, noapte bună. Bă, cred că cam atât au fost cu live-ul meu. Mă duc să livrez marfa de la bancăr. Și n-aș vrea să pun live. Da. S-ar putea să o livrez pe live și după aia să o opresc. Ce zici, puștule? Să mai încercăm o vrăjeală. Hai, băieți, să vedem dacă băiatul ăsta cu motorul o să vină să-mi distrugă și marfa din... Nu o schimbă. Îi dau aici pentru fanii mei să vadă că eu sunt profesional și pot. Bă, da, dacă ai o mașină din aia blindată, te poate să-mi omoare cu ăla? Da. Mașina aia lui Claudiu nu poate să-ți facă nimic cu ea, a? Dar eu trăgeam cu agheu și nu exploda, deci e blindată, grav. Da, să vedem ce bani am în bancăr. Stai că trebuie să mă rezi. Ah, banul nu trebuie să mă... Cam lung live-ul ăsta. Hai să vindem și marfa din bancă, să mai facem niște bănuți. Vreau și eu să-mi iau facility-ul, dar eu încă mai am de făcut haste-uri la Leicester. Am slabă marfa din... N-am supply-uri. Ce ai făcut? Merg și eu să dau cu roata la urmă. Hai să livrăm marfa. Sell stock. 22.000, frate. Dar-l vând. De ce nu? Mai facem un ban. Așa înainte de ieșire. Da-l vând. Believe me, you do not want to make this handover face to face, not with these buyers.
Get in a dune buggy and make the dead drops. Quick as you can, or they're gonna get pissed. Mama, am 4 dropuri. Îți vine să crezi că am 4 dropuri pentru 20.000. Eu trebuie să-mi comand mașina, frate, de la mecanic. Că cu mașina asta a lor nu fac eu dropurile nici mâine. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. It's coming at you. Global signal în 3 secunde. Mamă, deci nu pot doar cu ăsta, pot că-i delivery vehicle, nu cred. Da, frumos. Haide, acum ce să facem? Îi dăm cu delivery vehicle-ul. Să facem niște bani frumoșei. Mulți bani. Bă, mai bine nu mă complicam, sincer, ta. Am luat mult mai mult pe mașină vândută la cargo. Da, dacă m-am complicat, de acum ce să fac? Hai să-i dăm cu treaba înainte. Facem delivery de supply, de marfă. La supply-uri nu am deloc, nici la fabrica de bani, nici la bancăr. O să fac supply-ul după ce termin live-ul. Vreau să termin cu vândute de marfă și să, dacă se poate, să dau și eu la ruletă, pot iau o mașină din nou. Lucrez într-un depozit de asta de safety, gen. Vindem chestii de safety. Warehouse operative. Is manager. Manager, dar eu fac palețe, mă înțelegi? 5 zile. 5 zile la 8 ore, program normal. Contract de muncă permanent. Ce? Da. Da. Cred, eu m-am uitat pe telefon, deci nu știu. O venit ala cu... M-a explodat ala. Lol, dar delivery vehicle-ul nu a murit. Dar îl distruge el acum, bănuiesc. Păi, nașpa că te spawnează, frate, la o distanță foarte mare de... Da. Lasă-l să facă el ce vrea, că eu n-am nici arme la homing launcher, n-am nici marfă, gen gloanțele alea să le dăm în cap. The weapon were destroyed. Același om cu motorul lui. Bă, ce mă enervează motoarele astea spre OP, frate. Deci nu ai ce face la unul cu motor de asta OP. Da, s-au și-o băgat, m-a dat contul. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it by. Well, that was an unmitigated disaster. How's morale at the lab? Because morale over here is in the toilet. Adevărat. If the money's not enough, lasă că ajungem și noi să ne luăm mașini blindate ca ei. Bă, dar nu vine să cred că mi-au parcat mașina sub podă, dar sar jos. A murit. Cine are subzitrare? Da, îți-am zis că prima dată nu începe.
Are you okay? Hai să mergem la casino să dăm aur. Free lucky spin. Ce ai luat, puștule? Deci prietenul nostru a luat clothing item. Noi o să luăm mașina din nou. Ăla-i deja în garderoba ta. Păi și când te duci acasă poți să schimbi hainele dacă vrei. Și-l găsești acolo. Cine nu ți-a cumpărat o bănuiesc e câștigat sau ceva de genul. Serios? Lol. Nu știu, vezi, du-te și încearcă să te schimbă, poate ți-a salvat automat. Tu unde lucrezi, Constantin? Da, păi și eu mă duc să fac ăsta la chispiu, nu și ies. Cam atât tinerilor, cam atât a fost pe seara asta, sper că v-a plăcut și nu a fost prea plictisitor. Ce să zic, până la live-ul următor, să mă așteptați cu pumnii strânși. Weekendul ăsta am fost cam ocupat, dar mâine seara o să mai fac unul. O să intru iară să mai fac un live pe baroseneală, cum ne place nouă. mai facem un haze ceva. Nu prea mult, că nu. Și nu prea ne pricepem la altceva. Dar în GTA 5, sincer, heist-urile astea sunt cele mai ok, știi, cele mai interesante. Hai că mă uit la comentarii și mă urc pe munte. A, la, că e bine, frate. Dar tot în bucătărie ai lucrat atâta timp, nu te-ai plictisit? Bă, ce-mi place mașina asta, neoanele astea sunt uimitoare. Mi-am pus purple neon din alea și mașina e purple, puștule, știi? Se vede beton, frate, beton. Mi-am băgat metal color de asta. Hmm? Lasă că e bine, mă gurel. Hmm? Ce zici? Strălucești la soare. Vrei să nu se cojească tabla pe ea. Ce zici că iau la casino, puștule? Ia zi, Mugurel, ce crezi tu că iau eu acum la casino? Ce crezi că câștig? Mă ajung niște bani. Tura trecut am luat haine. Uite că am ajuns. Experiențul să câștig. Bă, să știi că și, cred că și asta e posibil. Da, respect point. Cum să nu, orice e posibil în jocul ăsta. Hai să vedem. Câștig experiență sau câștig niște bani frumoși. Ce frumos arată casinoul ăsta. Poate mă joc un pic și la pocănele pentru fanii mei. Bă, cam obosit. Come experience the excitement of the ancient art of rich people trying to be faster than each other. It's premier horse racing at the inside track. No. Am trecut de mașină. Iar am de haine.
Mi-a dat 20.000 cash. Ba nu, chipuri. Mi-a dat 20.000 chipuri. Da, da, chipurile poți să le transformi în 20.000 de cash. Bă, da. Ia să vedem ce putem noi să ne jucăm aici la casino pentru un minut. Spani de ceva? Aparatele astea? Au și speciale? Poftim? Stai un pic. O secundă, mă joc un pic la casino, un moment. Bă, stai să vedem, frate, ce au ruleta aici, ce au. Ce e aici, frate? You do not have to access to VIP. Ok. Păi stai, frate, și unde au ei ruleta aici? Ce e aici? La caie. Dă să pun la cai, frate. Să mă duc mai în spate. Numărul 4 are cotă cea mai mare. Numărul 3. Am pus 1000 pe numărul 3. Eu conducea și-o pierdut. Ia, mă! Șase de-o bată. Nu erau. N-am luat nimic. Punem pe 5 acum. Punem 1500. Doi s-au dus, frate. Hai că câștig la cai acum. Bă, dar de ce am eu cel mai rău, frate? Am pierdut iar la cai, puștule. Nu câștig deloc, frate. Pun o dată tot pe 5, încă 1500. Nu știu ce pe care cal am pus. Am pus pe 5 până.
în cei ultimii. Prea mult, 5.000, frate. Pun 2.000. Hai, hai. Slab, slab. Bă, dar nu câștig o tură, mă, la cai ăștia. Hai, bă, să câștigăm și noi ceva. Punem pe numărul 5 acum, cea mai mare cotă. Mamă, am dat place bet cu 100. Și acum câștig, parcă văd. De ce calul meu nu câștigă niciodată? Nu-i corect, dați-mi și mie bani, nu vedeți că o duc rău de bani. Băiți, cam asta a fost în seara asta, mai bag un bet și o lăsăm așa. Băgăm pe numărul 5, băgăm mulți bani, băgăm 3500 pe numărul 5. Bă, dar de ce calul meu, frate, mereu pierde? Pe ultimul loc, tot timpul. Am pus pe toți. Bănuiesc că e doar în loc. Mai pun un bet. Pun pe 6, frate. Pun 5.000. Ia 130.000. Hai să luăm banii la băieți. Ok, hai, noapte bună. Nu vine să cred că 3 erau câștigat. Am 5.000 puși pe ăștia. Ultima mână și v-am lăsat. Punem pe 6. Noapte bună, vizionare plăcută. Ultima mână. Mă, dacă nu câștig nici ultima mână, așa că înainte de somn. Mamă, ce-a plecat 5-ul ăla. Cam asta a fost pe seara asta. Vă mulțumesc pentru vizualizări și pentru...
O seară frumoasă să aveți, ne vedem data viitoare, nu uitați să lăsați like și subscribe dacă v-a plăcut.